Salut, sunt Alba și bine ne-am regăsit la un nou episod. Și avem un invitat special, Andrei, și am vorbit foarte repede, că nimeni nu o să înțeleagă ce spun. Salut. Ok, așa, am vrut să văd dacă filmez. Și azi o să filmez un videoclip care s-a numit Ciudățenii din orașul Adjud. Și acum o să-l rog pe Andrei să filmeze el ăla, că nu mă doare mâna. Am încercat până acum, cred că, 10.000 de probe ca să facem acest videoclip de căcat care va ieși un căcat și o să-l pun pe YouTube și o să dea toți abonații mei dislike, că așa. Și primul va fi crucele de pe un bloc, Andrei va da și zoom și tot, pentru că el e cel mai bun cameraman care îl cunosc eu, da, mă fac șef. Și cei care știu asta, ar trebui să nu se uite. Ok, dă zoom. Dacă vedeți acolo ceva, două cruci sau două chestii, el o să dea și zoom. O să facă și zoom-ul mai mic, așa ușurel. Ai duvănic. Vedeți? Dacă vedeți, va fi bine. Dacă nu, o să așa. Prima ciudățenie. A doua ciudățenie este casa părăsită. Da, și la casa părăsită, eu o să conduc. Haide, dă-mi telefon. Haideți să mergem spre casa părăsită. Și când eu ziceam că de parcul gării, sau nu știu, cei care, nu știu parcul gării, adică dintre abonații mei, așa arată parcul gării. Să dau și niște zoom. Cei care nu știu, așa arată parcul gării. Este un parc destul de frumos, cel puțin aici îmi petrec eu, bine, îmi petrec timpul și în parcul mare, dar și în acest parc. Uiteți și pe prietenul meu, Luca, dacă îl vedeți acolo, se dă în leagăn. Și haideți să mergeți pe casa părășită, care mie mi-e frică să intru, dar pentru acest videoclip eu o să intru, să-mi regia. Și se zice că în acea casă a murit un copil și un tată. Nu știm de ce e o casă părăsită, acum este în lucru, dar a mai rămas o mică parte din ea care noi o vom vizita astăzi. Ea cred că a luat foc pentru că este neagră, este, nu știu, cred că a luat foc. Și Mariu, este și acoperișul s-a dărmat, s-a... Da. Aproape am ajuns și o să vă prezentăm și buncăre, chestii, șmecherii. Rămâneți cu noi, pentru că videoclipul ăsta va avea multe părți, pentru că telefonul meu nu filmează, cred că, mai multe 5-6 minute. Așa că trebuie să-l sparg și să-mi iau un iPhone 6 Plus. Pentru că cu pișetul ăsta de telefon, nici măcar nu filmez HD, what the fucking fuck. Avem jurat. Ok, nu mai înjura, mă doare deja mâna. Și ține tu și vei arăta ce zic eu. Acum el o să vă arate ce este făcut în construcție. Asta este în construcție și uitați ce de răpănătură e. Dai un pic de zoom. Și să dai zoom și nu mult, dai un pic. Și acum o să dai zoom la acoperișul. Vedeți ce de răpânată poate să fie această casă. Deci noi acum o să intrăm. Ne ridicăm vechile noastre, dragi. Acum pentru... Ok. Andrei, te rog să nu mai dai zoom, să-l lași pe normal și el va veni cu mine acum. Nu trebuie să ne speriem. Pentru că nu avem de ce, adică eu mai pot. Dar vreau să vă arăt și vouă ca idee ce se poate afla aici. Haide, Andrei, să intrăm. Ușa este destul de bine ascunsă. După cum vedeți, este foarte bine ascunsă, dar noi vom intra. Nu se poate intra mai mult de aici pentru că drumul este astupat de burieni și de urji și de șerpi. Ce sunt șerpi și el o să vă arăt așa puțin. Ea este de răpânată, de-abia se mai mișcă. Acum eu o să închid poarta aici. Să nu credeți că noi nu avem voie de că nu putem munca așa. Prima ciudățenie, a doua ciudățenie. Este un buncăr care de mult nu a mai fost intrat în el. Se spune că acolo o mamă și-a omorât copilul pentru că... N-avea bani. Nu, pentru că... pentru că era... Lumează-te pe tine. Era prea tânără, știi? Și nu era pregătită pentru... Și acum? Acest copil. Dar ar trebui să te filmezi pe tine în tricoul tău. Și acum el a sărit și o să vă arate buncărul, o să sar și eu. Ah! Și filmează-l cu zoom.
Și bagă-te puțin așa acolo. Așa. N-am curajul să intru și nici nu o să intru. Primul buncăr, avem două buncăre aici. După cum vedeți, el l-a filmat cu zoom. Un pic de zoom. Dacă vreți să vedeți, ăsta este imediat după parcul gării. Este o așa. Acum și al doilea buncăr. Cu zoomul maxim trebuie să-l filmesc ăsta. Pentru că este un buncăr mai... Îl vedeți? Și următoarea ciudățenie de aici. Andrei boate caz. Acum, acum nu se știe dacă s-a auzit, dacă s-a auzit și pe video, dar eu am auzit niște țipete pe acolo, deci noi o să ne îndepărtăm, trece și trenul, da, trebuie să vorbim mai tare. Da! Nu chiar așa de tare. Așa. Și da, următoarea ciudățenie, Albert o să vă spună. Următoarea ciudățenie, să vă gândesc bine că sunt destul de multe, este cele două mașini părăsite. Și următoarea va fi baba nebună, care doar o să vă povesti. Pentru că n-am curajul să intru, am intrat toată și a venit cu un cuțit după mine. Și acum că am telefonul, nu mai am curajul, pentru că pot să mă prind de sumă. Eu am intrat, m-a fugarit, m-a prins, a strâns de gât, dar câțiva pumni în burtă și am scăpat. Așa. Ține și tu să te vezi, frate, mă enervezi, dar ține-o așa. Să te vezi. Așa. Așa acum o să vă arătăm prima dată care este părăsită. După ce o să mergem mai încolo, o să vă arătăm și pe a doua, dar imediat după ce arătăm unde este baba nebună. Și nu știu dacă o să dăm exact locația exactă, dar nu știu unde e locația exactă. Dar cei care nu știu pot să vină și să o vizite. Ea are o cruce pe ușă cu chestii, are sicrie, oameni morți și documente false. Și acum și la etajul 4 are o spânzurătoare care e plin de sânge. Și acum uitați-vă puțin. Această mașină este complet nefuncțională și ia să-i arătăm și motorul, că dacă n-ai deschis. Mi-e și frică să deschid. Ia uitați-mă. Are un ulei acolo, dacă dai un pic de zoom. Lasă că se vede. Dai niște zoom. Nu mai poți să țin, e chiar greu de ținut căcatul ăsta. Așa. Și acum o să mergem la următorul mit. Unde stă Hai baba? Nu stă tu mașina. Noi putem să intrăm în interiorul ei. Putem să intrăm, dar nu să intrăm. Pentru că încă nu știe ce se poate întâmpla. Încă nu se știe ce s-a întâmplat cu această mașină și de ce a ajuns așa, dar am zis să vă arătăm și pe asta. Așa, și acum... Și acum vom merge spre următorul mit. Și următorul mit va fi... O să arătăm unde este baba nebună, eu nu o să intru în scară, niciun caz. Nici eu. Le poate prinde și le poate smulge gâtul, omorâța, ea, percheziționa și nu o să zic de chestii care este absurde. Absurde. Dacă vreți să o căutați, vă duceți acolo și o căutați. Eu nu o să caut, mie mi este frică să mă duc la ea de când ea m-a fugărit cu un cuțit și a doua oară cu un papuc. Nici nu vă sugerăm să... Nu vă sugeream nici să intrați pe Deep Web, pentru că eu nu o să intru pe Deep Web după ce am văzut un videoclip cu Deep Web. Sunt o grămadă de mituri și legende care noi încă nu le știm despre acest oraș. Acest oraș este un oraș straniu, eu m-am negat. Și ea stă, exact, o să luăm pe scurtătură, filmează-te, așa și pe tine. Mă să se vadă foarte fain sau HD sau fac. Să o vedea așa ca un răhățel. Zic eu, te-a uitat după Bogdan, că nu cred că este el la ora asta. Și o să mergem, Este mult de mers, dar povestioara ei este că ea s-a lăsat cu Jeepers Creepers. Povestea lui Jeepers Creepers o să vă spunem într-un singur episod, Și acum, Andrei, trebuie să stai pe loc, să văd ceva la telefonul meu. Stai pe loc. Defilmează. Că uneori se mai oprește din filmat. Și acum poți să arăți unde este la etajul 1.